Ați vizitat deja două din cele patru state incluse în turneul din Golf. Cum au fost primite propunerile noastre de investiții? În primul rând, vreau să explic un lucru în care eu cred cu toată tăria. Lumea se schimbă. Sigur că o parte importantă a economiei românești este îndreptată spre Uniunea Europeană, dar Uniunea Europeană este o piață care se tot restrânge. În același timp, în jurul nostru sunt țări care se dezvoltă extraordinar. Și zona Golfului uh, înseamnă țări cu care România a avut în trecut niște relații foarte bune, pur și simplu le-am ignorat din partea noastră în ultimii 10 ani. Și acum trebuie să le redescoperim și să le atragem noi atenția asupra noastră. Pentru că vorbim de țări, am fost în Arabia Saudită, în Qatar, acum ne aflăm în Kuwait, vom merge în Emirate. Sunt țări care au un potențial economic extraordinar, au potențial de investiții foarte mare pot reprezenta pentru România piață de desfacere și noi așteptăm cumva să vină ei la noi, ceea ce nu se va întâmpla. De la președintele american la cel al Chinei și toate marile economii, Franța, Germania, sunt prezente în această zonă, așa încât acest turneu a, și-a propus tocmai să repunem România pe harta țărilor de aici din zonă, ca un partener economic și politic, bineînțeles. Arabia Saudită, Qatarul, acum și Cueitul, sunt țări în care, pe de-o parte, România poate să exporte produse. Începând, cu, în primul și primul rând, cu produsele agroalimentare. Toate sunt țări care importă foarte mult, nu au cum să producă aici. Noi producem, slavă Domnului, anul trecut am ajuns la aproape 10 miliarde de euro exporturi și, odată cu scăderea TVA-ului, cu creșterea subvențiilor, lucrurile vor merge în direcția bună. Sunt și alte domenii în care noi putem să, să investim aici. Avem, în primul rând, cea mai mare investiție sau cea mai importantă, mă refer la partea de resurse umane. Știți că sunt mii de români care lucrează și în Qatar și în Emirate, poate mai puțin în Arabia Saudită, dar oricum mii de români, foarte mulți, în companiile aeriene, în companiile IT, în cele energetice, în servicii. Iar, în sens invers, Uh, cel puțin uh, țările despre care vorbesc și în care am fost deja, au, uh, Qatarul investește anual în afara țărilor 35 de miliarde de euro. Nu ajunge niciun euro din, de dolar, pardon. Niciunul din acei dolari nu ajunge în România. Ori când am venit cu proiecte concrete și uh, la Riad uh, și la Doha, atenția a fost destul de mare și ni s-a spus, bun, n-am știut că că, că, că vă doriți, n-am știut că vreți. Suntem interesați. Cam asta a fost și e un răspuns mai lung, așa, dar, dar cred că era important totuși să înțelegem ce avem de câștigat dacă avem o relație uh, relansată cu țările din regiune. Chiar ați, a, ați fost nemulțumit astăzi la Doha, ați spus că nu e normal să nu avem un atașat comercial, un atașat pe muncă. Sunt lucruri care țin totuși de Ministerul Afacerilor Externe. Nu chiar, pentru că noi acum ne-am ne descentralizat, ca să zic așa, atașații economici sunt la Ministerul Economiei, cei pe muncă la Ministerul Muncii și noi am rămas într-o logică care nu mai este actuală. Avem foarte mulți atașați comerciali în țările europene. Ori acum știți foarte bine, o firmă din Germania, din Austria, din Franța, nu se mai duce la ambasadă să întrebe Uh, au uh, pe internet, au oameni la București se urcă într-un avion, într-o oră sau două ore sunt în București. În schimb, într-o țară așa cum e și Arabia Saudită și uh, Qatarul și cuveitu. Pe bună dreptate, dacă nu avem pe cineva care să vină să bată la, să ciocăne la ușă, să aducă un document, să aducă un proiect, uite, România și extinde sau își caute investiții în energie. Sau în niciun caz nu vor afla uh, ei așa, pur și simplu stând în acasă. Referitor la atașatul pe probleme de muncă, da, la, la, în Qatar avem peste 2500 de oameni. Uh, vedeți, uh, problema diasporei se pune în ultima perioadă doar strict așa pe demagogie politică. Ne certăm cu între partide care e mai cu diaspora, care nu e, care e cu votul. Da, da, oamenii ăștia trăiesc zi de zi până la votul ăla, odată la 5 ani, care e important, sigur că da, dar până atunci au probleme zi de zi. Și ciocanele la ambasadă, unde cu greu găsesc un ambasador, dacă e că era însărcinat cu afaceri. Nu am avut numiți aici, în cel puțin riat și Doha, de mai mult de 3-4 ani, un consul și cam asta este tot. Ori asta trebuie să regândim și acum chiar luăm măsuri rapid cu Ministerul Economiei, cu Munca, să ne re rearanjăm forțele pe care le avem în cadrul administrației publice. Ați marcat trei ani de la căderea guvernului Ungureanu, recent ați făcut și un. Bilanța al principalelor momente de atunci până acum, care sunt concret obiectivele până în 2016. Vorbeați la un moment dat de prioritatea pe care o să o dați legii salarizării bugetarilor până la sfârșitul anului. Ce alte proiecte Haideți, mari. Să, știți, de, noi ne-am obișnuit în România să avem un program de guvernare în campanie electorală, pe care după aceea nimeni nu-l mai urmărește și nu-l mai verifică. Cred că ar fi prima dată după foarte mult timp. Când Și asta am încercat să reliefez pe 27 martie, sigur, voi spune încă o dată pe, șapte, pe 27 aprilie. Voi spune încă o dată pe 7 mai, când e să zic ziua de investitură, dar mai ales cel mai important este la anul, la finalul mandatului. Numai ce a fost în programul de guvernare, ce am făcut și ce nu am reușit. Pentru că ar fi absurd să spun că gata, am făcut tot 100%. Și atunci, principalele elemente. Am promis și a fost un lucru esențial în votul pe care l-am obținut după aceea în decembrie. Să redăm pensiile și salariile care au fost tăiate, și aici, sigur, e termenul general pensiei salariu. Vorbim și de indemnizațiile tăiate pentru persoanele cu dizabilități, vorbim de pensiile personalului navigant, ale diplomaților. Și am reușit acest lucru. Am promis, de asemenea, să ieșim din recesiune economică, să avem o creștere economică sustenabilă. E al patrulea an în care România crește economic peste media Uniunii Europene. Am promis să. Trei lucruri pe zona economică și anume păstrarea cotei unice, evidența păstrat, scutirea de impozit a profitului reinvestit, lucru realizat anul trecut și reducerea contribuției de asigurări sociale cu 5% realizată anul trecut. Am promis de asemenea în programul de guvernare reducerea TVA-ului la cota anterioară de 19%, 9% de la 1 iunie la alimente și 20% la 1 ianuarie înseamnă de fapt 18%. Astea sunt partea de realizări ce avem ca priorități pentru bun, deblocarea fondurilor europene de la 7% la 55%, ce am rămas în mod sigur de făcut și sunt nemulțumit ce am și spus-o, este partea de infrastructură, acolo unde am tot stat, licitații, contestații, am pornit proiecte, a trebuit să reziliem, însă sunt optimist că în acest an nu doar că vom semna, ci vom începe sau vom finaliza anumite lucrări de infrastructură. De exemplu, anul viitor cu siguranță de la granița cu Ungaria până dincolo de Sibiu la intrarea în defileul Oltului va fi autostradă de asemenea celelalte esențiale și anume Sibiu-Pitești, Târgu Mureș și Ași care sunt pe fonduri europene vor fi de asemenea în procedurile de, cred să se termine procedurile să putem să ne apucăm de lucru o altă și cu asta închei, sigur că ideea de a n-am avut-o în programul de guvernare dar o, o cere toată lumea și anume ideea de a face un pic de ordine în partea de salarizare a personalului din administrația publică și aici eu întotdeauna detest când se spune bugetarii. Bugetarul sună așa o chestie, ceva, unul care stă degeaba și primește bani uh, nemunciți. Realitatea este că în bugetar să înțeleg și profesorii, și medicii, și pompierii, și cei din administrație care își fac treaba. Uh, ori ori așa a rămas din 2010, nu? Când spunea cineva cu omul gras și cu omul slab uh, da, care -l, uh, realitatea este că fără administrație bine plătită, adică fără medici bine plătiți, fără profesori, fără pompieri, fără polițiști, fără militari, fără funcționari publici, n-ai cum să ai o economie care să prospere, pentru că te oprești în birocrație. Noi acum avem un haos pe care am încercat să-l îndreptăm, dar doar l-am peticit legat de partea de salarizare și cu siguranță proiectul pe care doamna Rovana Plumb l-are în formă avansată și anume de a reașeza lucrurile în niște norme cât de cât decente, e o altă provocare. Dar și asta va fi o reformă pe care dacă o începem și o punem în aplicare în 2016, cu siguranță, Va dura cel puțin un an, doi, pentru a fi implementat. Și vor crește salariile prin acest proiect? În primul rând, facem o ordine, pentru că eu dau tot timpul acest exemplu, poate că sunt criticat pentru el, dar în orice țară la care noi ne uităm, cel mai mare salariu e al președintelui țării. Președintele Curții Supreme, pentru că e puterea judecătorească, președintele Parlamentului, pentru că este puterea legislativă. Noi acum avem mulți angajați în administrația publică care au de 4-5 ori salariul președintelui sau al primului ministru sau, de exemplu, exemplu, în ministere, sunt ministere unde ministru are salariul cel mai mic. Dar nu doar asta. Avem alte instituții publice cu venituri foarte mari, avem instituții publice, în special în administrația locală, cu venituri insuportabile, adică, în general, cu salariu minim, pe care sigur l-am ridicat, dar tot este 1050 de lei. Uh, niciun caz nu este un venit din care să trăiești decent. Uh, deci, ideea este de a încerca să facem maxim 5 trepte de salarizare, să avem niște criterii destul de ușor de înțeles. Pe de-o parte, sigur, vechimea care contează, pe de altă parte, totuși, un tip de performanță, și încet, încet să ducem, să ducem salariile acestea cele mai mici, să le ducem la un nivel suportabil, așa cum. Principiu care s-a aplicat corect din punctul meu de vedere în justiție. hai să dăm salarii mari ca să nu să avem pretenții mari. Și a fost un principiu corect. Și e foarte bine că în România, judecătorii procurorii au 20.000 de 200 de milioane. E foarte bine lucrul ăsta. Problema este ce faci cu medicul care se angajează în primul an și are 1500 de lei. Diferența e mult prea mare și nu e prea mare în sensul că unii câștigă prea mult, ci în sensul în care unii câștigă prea puțin. Și atunci, evident, că vom încerca să împingem spre venitul mediu partea de jos. Opoziția anunță o moțiune de cenzură în iunie, ținând cont de raportul de forțe din Parlament, dar și de negocierile PNL cu alte partide. Vă îngrijorează demersul acesta? Eu îl iau foarte în serios, pentru că o moțiune de cenzură este întotdeauna un lucru serios, sau ar trebui să fie. Este instrumentul principal al opoziției, se depune de fiecare dată într-o sesiune parlamentară și cu siguranță că și în această sesiune, chiar dacă s-a anunțat în februarie, după aceea în martie, în aprilie, în mai, până la sfârșitul lui iunie, cu siguranță o vor depune bazându-mă pe ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă practic în fiecare săptămână la voturile și din Camera Deputaților și din Senat, nu, majoritatea care susține actualul guvern este o majoritate stabilă. Așa încât cred că moțiunea de cenzură ar putea fi un lucru într-adevăr folositor dacă se vor dezbate niște, niște teme importante. De exemplu, ce crede opoziția că ar trebui noi să facem mai bine la codul fiscal? sau ce ar trebui să facem mai bine la legea achizițiilor, sau ce ar face ei dacă ar veni în locul nostru. Dacă va fi doar un, un șir așa de insulte și de acuzații, eu nu o să răspund la ele. Pentru că am trăit 10 ani, toți, nu doar eu, am trăit cei 10 ani 2004-2014 într-un scandal și o ceartă nesfârșită. După noiembrie, după decembrie, după instalarea la a președintelui Iohannis, din punctul meu de vedere am intrat într-o normalitate, în sensul în care nu suntem întotdeauna de acord cu tot. Dar putem să discutăm, putem să găsim lucruri comune, putem să nu ne dăm în cap sau să ne criticăm doar pentru că suntem din alt partid. Nu știu cum se va desfășura, eu vă spun cum înțeleg eu. Vor fi lucruri concrete, opoziția va spune, uite, noi facem altfel decât face guvernul Ponta, asigur că o să răspund. La ceartă și scandal nu o să răspund. Mă leg de răspunsul dumneavoastră cu președintele Iohannis. Vă rog. Credeți că președintele Iohannis va interveni în negocierile politice pentru a ajuta la instalarea unui guvern PNL pe care a anunțat că și-l dorește, în repetate rânduri? De asemenea, în repetate rânduri, domnul Iohannis a anunțat foarte clar un lucru pe care, de fapt, e în fișa postului în Constituție. Și a spus foarte clar, eu nu mă ocup de făcut majorități, eu nu mă ocup de negocieri între partide, dacă există o altă majoritate, sigur, o să numesc primul ministru. Deci am toate motivele până astăzi din ceea ce am văzut în aceste iată, sunt cinci luni de mandat, să cred că domnul Iohannis își va respecta uh, fișa postului constituțional și atribuțiile. Eu nu mai vreau să trăiesc în România și nu-i vorba aici că e guvernul meu sau să fiu în opoziție. Eu nu mai vreau să trăiesc în România în care țineți minte, domnul Băsescu făcea și întorcea guverne la Cotroceni și participa la ședințe de partid și dădea indicații, aia a fost o perioadă groaznică și în niciun caz nu trebuie să ne întoarcem, indiferent care e interesul de azi sau de mâine al unui partid sau altul. Insist pe relația cu președintele, dacă ar fi să evaluați colaborarea noastră cu șeful statului prin niște adjective, ați spune că e slabă, bună sau foarte bună? Categoric foarte bună, am mai răspuns și simt nevoia să vă explic. Uh, fără a fi parteneri politici, camarazi, cum am fost cu Crin Antonescu, de exemplu, uh, este o relație foarte corectă, ceea ce e foarte important. Uh, este o relație de respect și este o relație predictibilă. Ca să vă spun foarte concret la ce mă gândesc. Când vorbeam ceva cu Traian Băsescu la ora 16, la ora 18.30 și -a la televizor spunea exact invers decât ce a vorbit cu mine. Cu domnul Iohannis, dacă spune da în urma unei discuții cu mine, așa cum cred că îi se întâmplă în toate cazurile, nu doar cu mine, pot să știu că sunt convins că și peste o săptămână sau două sau trei, acel da rămâne da. Ultimul caz e cel legat de ambasadori. Când am vorbit, cred că două luni de zile, când a spus da, a rămas da că unii au fost de acord, că alții n-au fost, că au existat critici sau exact. Acest tip de predictibilitate este extrem de importantă, nu doar pentru mine. Eu cred că pentru un general, pentru, pentru puterile din stat, pentru că după haosul general în care orice vorbei nu era valabil mai mult de o oră, să ai stabilitate e un câștig extraordinar. Ce șanse dați adoptării unor proiecte majore, precum revizuirea Constituției sau legile electorale anul acesta? Mai ales că liberalii au anunțat că nu mai văd în dumneavoastră și în PSD un partener. Dar nu trebuie să vadă, nici nu suntem până la urmă. suntem, Noi suntem o forță politică la guvernare, suntem în opoziție. Da, dar, dar la modificarea Constituției dar, e nevoie de o majoritate Categoric. Legile electorale cu siguranță vor trece în această sesiune parlamentară. Știți foarte bine, legea alegerilor locale, finanțarea partidelor și legea alegerilor parlamentare a fost practic finalizată în comisie și sper să nu se răzgândească cei de la PNL, au, ca să spun așa, au bătut palma sau dat cuvântul și sper să-i țină. Deci legile electorale vor fi adoptate și trebuie adoptate. Dacă nu se adoptă în iunie, conform deciziei curții constituționale, mai repede cu un an nu pot să schimb legislația. Deci mergem pe legile vechi și o mare greșeală. Doi, eu susțin și au susținut și colegii mei liberali în 2012, când am candidat toți pe USL, că România nu poate să se reformeze cu adevărat, dacă nu schimbă și niște lucruri în Constituție. Ultima modificare la Constituție a fost în 2003. De atunci am intrat în NATO, am intrat în Europeană, s-au schimbat foarte multe, au fost mandatele domnului Băsescu, au fost crize, suspendări. Două suspendări, deci o mulțime de lucruri s-au întâmplat. Și atunci, în 2013, împreună, liberalii și noi, cu președinte chiar de la PNL al Comisiei, am făcut un proiect care, de fapt, repara aceste lucruri și prevenea conflictele. Proiectul a trecut de două examene foarte importante, și anume Curtea Constituțională a României, care a zis, domne, astea sunt bine, celelalte nu, și Comisia de la Veneția, care e cel mai important instituție europeană. Am ajuns, practic, la faza finală. Și aici am auzit niște declarații, doamna Gorghiu parcă spunea, legate tot de mine. Constituția nu se face pentru mine și nici pentru doamna Gorghiu. Constituția se face pentru cei 20 de milioane de români. Domne, nu mai vrem să mai facem. Am vrea o republică prezidențială. Sigur că întrebarea mea era, dacă da câștigam eu alegerile, probabil că vreau o republică parlamentară. Cred că e un semn de mare miopie să cerci mereu să schimbi Constituția după interesul de azi. Eu am învățat că e bine să te gândești pe termen lung și să te pregătești de fiecare dată pentru o altă situație. Nu-ți faci Constituția. am făcut și noi în 2003 Constituția, am zis că o să rămână numai PSD-ul și, a și, a stat 5 ani... și a stat 10 reș... ani, domnul Băsescu. Deci ideea este că sunt niște lucruri fundamentale care merită și pot fi modificate. Ca să nu mai vorbesc. PNL-ul vorbește de, de scoaterea cu totul a imunității parlamentarilor. Păi pentru asta trebuie revizută Constituția. Noi și PNL-ul și toată lumea spune să avem un sistem mai eficient de confiscare a averilor ilicite. Păi, pentru asta trebuie modificată Constituția. Deci dau numai câteva exemple. De asemenea, s-a spus așa, domne, să nu mai uh, ajungem la suspendarea președintelui foarte ușor. Și atunci am, am găsit un sistem care se aplică în Austria. Dacă Parlamentul suspendă pe președinte și trece referendumul, sigur, uh, se fac alegeri. Dacă nu trece, atunci se, se dizolvă Parlamentul. Adică e o sancțiune și pe lucrurile astea trebuie trecute în Constituție eu cred că de fapt ei nu au pe nimeni care se priceapă la Constituție. Au cam plecat toți, era domnul Antonescu, era domnul Chiuariu uh, uh, au plecat toți, uh, domnul Scutaru, dacă nu mă înșel, cu diverse -au probleme. Au plecat. Da, au uh, plecat uh, așa. Nu că ei în general, ei vorbesc Vorbi. ei vorbesc eu de bubele altora și acolo. nu se uită la ale lor. Dar cred că nu mai au pe nimeni care se priceapă la un lucru atât de important cum e Constituția și atunci pe păi, doamna Gold, e în comisia juridică. Nu pot să -am evaluez amucat. cunoștințele doamnei Gorghiu. În, în domeniu. fine, tot dumneavoastră ați avut o declarație în urmă cu două săptămâni, cam două săptămâni, în care spuneați că în 2013 a existat o discuție cu liberalii ca procurorii să nu mai fie magistrați. Și a fost propunerea lor. Exact. Da. Și dumneavoastră v-ați opus da. acum ați dat un semn că no. lucrul s-ar putea fi discutat. Eu am vrut și atunci să... au apărut uh, tot felul de Imediat informații. Imediat, exact că, uh, că. eu vreau să vă exact. asta. Exact. Ce ați vrut să. să am vrut spuneți să exact. spun un singur lucru. Că ipocrizia trebuie totul sancționată. În sensul în care, în 2013, această propunere a fost înaintată în mod oficial de grupul PNL. Și PSD, și cu mine ne-am opus. Acum, după un an și jumătate, liberalii au devenit brusc peste noapte cei mai mari iubitori ai procurorilor. Pe mine nu mă deranjează, eu sunt fost procuror. Dar cred că modul ăsta de a schimba... Bun, acum doi ani semnau împreună cu noi că niciodată nu ne vom alia cu PDL-ul. Acum nu s-au aliat, ci sunt chiar fuzionați. Vreau Republică Parlamentară sau chiar întoarcerea monarhiei. Acum vor Republică Prezidențială doar pentru că a câștigat domnul Iohannis. Deci genul ăsta de neseriozitate de fapt ce arată? Arată o lipsă de, de niște principii și uh, obiective clare PSD-ul e un partid de centru stânga care întotdeauna a avut aceleși obiective A fost criticat pentru asta, a câștigat alegeri pentru asta uh, bun, pnl era liberal și acum a trecut la PPE uh, Asta am vrut să spun, pentru că propunerea era a lor că după aia a ajuns că Ponta vrea, bun, asta ține de propaganda, asta nu ține, oricine vrea să și citește, raportul Comisiei, repet, Comisie condusă de un liberal, domnul Antonescu, rezultă foarte clar că propunerea a aparținut cel liberal. Și că nu v-ați răzgândit între timp. Nu adică e vorba nu... de răzgândit, e vorba de faptul că vreau să-i întreb când au fost serioși. <laughs> în 2013 sau în 2015? La fel se întâmplă lucruri mai recente. Au spus tot timpul colegii liberali, că trebuie să reducem TVA-ul. Lucru cu care sunt de acord. Când am venit noi și am redus TVA-ul uh, la... Uh, Ne-au criticat pentru asta. Dom'le, când ați fost serios, Când ați zis că trebuie redus TVA-ul? Sau acum când ne criticați că de ce au redus TVA-ul? Uh, realitatea e următoarea. În acest moment, și o spun cu toată răspunderea și uh, nu știu dacă se supără sau nu, colegii mei, nu există o opoziție. Nu există, bă, prin opoziție eu înțeleg o alternativă. Există o opoziție în sensul că cineva ne ceartă tot timpul. Dar nu există o alternativă. Există, bun, e bun sau e rău guvernul Ponta, în partea cealaltă nu există nimic. Deci care sunt lucrurile pentru care uh, alternativa militează? Ce vreți voi să faceți cu Constituția? Nu mai vreți să o modificăm. Ce vreți să faceți cu TVA-ul? Uh, nu mai vreți să-l reducem. Dacă l-ați redus voi, dacă nu îl reduceați, vream noi. Adică asta e de fapt situația politică actuală și de asta uh, la moțiune mi-e teamă că nu o să vorbim pentru că nu există o alternativă la guvernul actual. Mi-e teamă că o să fie așa un șir lung de scandaluri uh, tipic uh, tipice anilor trecuți la care eu nu o să răspund. De ce credeți că se întâmplă lucrul ăsta? Nu au specialiști? N-au... Cred, cred că cei mai buni liberali uh, nu mai sunt în PNL, sunt uh, la partidul domnului Tăricianu, oamenii cu care am scris programul USL-ului, oamenii care au fost miniștri, care știu, iar în partea PDL-ului există încă, și mi se pare corect acest lucru, îi laud pentru asta, există o genă de a ieși în public, pentru că totuși e așa de ușor să-l arăți cu degetul, să spui, stai, nu ești tu cel care... Era în guvern, de asta propuneri cu domnul Predoiu și cu domnul Alomicianu pentru noi sunt, cum să vă spun, sunt ideale. Pentru că nu trebuie decât să aducem aminte, să scoatem monitorul oficial cu semnăturile pe acele legi odioase și orice discuție e inutilă. Ministrul Finanțelor Eugen Teodorovici a spus că România și-ar dori un nou acord cu femei. Nici dumneavoastră ne-ați exclus de data asta, nu. după anunțul Nu o asemenea variantă, dar a spus că un nou acord trebuie să aibă o altă viziune. La ce anume v-ați Cu referi? siguranță uh, România nu mai e în situația nici din 2009, scădere drastică economică, un deficit uriaș, 8 sau 9% parcă a fost deficitul, <fie> nu mai este nici măcar în situația din uh, 2013. Acum suntem categoric pe un deficit foarte scăzut, o creștere sustenabilă. Uh, acum Ministrul de Finanțe și orice ministru de Finanțe responsabil își dorește acorduri, pe bună dreptate. Domnul Vălcov de... nu își dorea. Darius a fost un negociator mai, mai puternic și dacă nu ar fi fost el un negociator mai dur, să știți că nu avem acum codul fiscal în Parlament și TVA-ul redus. Dar l-am susținut și noi. Da, l-am la susținut pentru că avea dreptate și pentru că, în continuare, cred că reducerea TVA-ului și codul fiscal sunt lucruri bune pentru România. Ce îmi ce dorește cel mai mult? Vreau să terminăm în septembrie cu bine acest acord să tragem în linie, să vedem unde a ajuns România. Și eu cred că eu cred că s-au făcut progrese uriașe în ultimii ani. După care să vedem în ce măsură un acord, oricum de alt tip, este posibil sau nu. Vreau să spun însă un lucru. Noi am rămas și în opinia publică și în percepție legați de faptul, domnule femeiu-femeiu. Să știți că deja din ce în ce mai mult, 80%, 90%, din tot ce ține de politica noastră fiscal-bugetară, Ține de Comisia Europeană. Și, de fapt, negocierile noastre cu Comisia Europeană sunt deja mult mai dure decât cele cu FMI-ul. De exemplu, vă dau un singur exemplu. Când am cerut acel 0,2% în plus deficit din produsul ITER pentru cheltuiele de apărare, nu s-au opus femeiu, s-au opus Comisia Europeană. Și, din punctul meu de vedere, s-au opus greșit. Că România e la granița aici cu Ucraina și cu Rusia, nu Portugalia sau Marea Britanie. Dar, de asta încerc să vă spun că important e să terminăm cu bine în septembrie, important e să ne păstrăm acest, acest statut. Până la urmă, uitați-vă, agențiile de rating internațional, care sunt spaima tuturor guvernelor din lume, ne-au reconfirmat toate în mod constant ratingul de țară și după aceea o să vedem în septembrie tva la alimente scad de la 1 iunie. Cu siguranță. Asta da. În debutul ședinței de guvern de miercuri ați avut uh, o intervenție de, destul de dură. I-ați amenințat cu măsuri dure împotriva celor care cresc artificial prețurile. La da. ce măsuri v-ați gândit uh, exact? E vorba de o impostare a profiturilor sau that's la that's ce a a anume? În primul rând, au existat informații. Nu am încă o confirmare clară. Au existat informații speciale în media. Că, în pregătirea acelei reduceri a TVA-ului, există un tip de, de creștere artificială și speculativă a prețurilor. Avem ca instrumente actuale, și anume, Consiliul Concurenței are dreptul să verifice dacă există un cartel între mari retaileri. Dacă unul singur mărește prețurile, n-ai ce să-i faci, dar probabil își pierde clienții. Dacă toți măresc prețurile, atunci e un cartel și legislația europeană și națională prevede sancțiuni foarte dure. Dacă va fi cazul. 2 autoritatea pentru protecția consumatorilor are de asemenea niște atribuții legate de drepturi. Ceea ce eu am spus, am spus așa, dacă se constată că se încalcă regulile competiției și ale pieței co co corecte și libere, putem să intervenim și cu noi sancțiuni, niște o suprataxă sau sincer nu cred că va fi cazul de așa ceva. Cred că această discuție despre cine crește prețuri, cine Va dura încă o lună, două, o să vedem dacă e așa sau nu, dar cu siguranță, așa s-a întâmplat și cu pâine, așa se va întâmpla și cu și cu așa -a întâmplat și cu, și. cu siguranță din toamnă, cele trei efecte pe care le-am urmărit de fapt, și anume evaziune fiscală mult mai mică, că una e să face evaziune fiscală la 24, alta la 9, nu mai rentează, ca să spun așa. În al doilea rând, Sprijin pentru producătorii naționali, pentru că eu când zic 9% TVA, chiar dacă după aceea, sigur, se rambursează TVA-ul pentru exporturi, dar să știți că pentru producătorul român să exportă aici, în țările Golfului, e deja un mare avantaj că nu-și mai blochează acei 24% pe care statul îi dă înapoi după un timp și, vor fi, și va fi și o scădere a prețurilor, cu siguranță. Nu pot să zic că vor fi uh, 15%, dar va fi cu siguranță, pentru că, până la urmă, piața se, se așează. Așa. În iunie au loc alegeri locale în Republica Moldova. Analiștii spun că ele sunt extrem de importante pentru Chișinău, mai ales. Noastră, pe cine susțineți? Eu sunt foarte îngrijorat de ceea ce se întâmplă în Moldova. Am vorbit cu toți prietenii și colegii mei de acolo, pentru că de. 15 ani cam cunosc pe absolut toți cei care fac politică în Moldova. M-am văzut și cu nou prim-ministru la o întâlnire internațională și am rămas în contact. De ce zic sunt îngrijorat? Pentru că anul trecut și cu sprijinul fundamental al României pe proiecte concrete, gazoduct, grădiniță, toate celelalte, practic am câștigat bătălia. Nu, nu noi, ei au câștigat bătălia în sensul că care forțele pro-europene au câștigat majoritatea. Însă au pierdut războiul. N-au rămas împreună cele trei partide. Există un guvern minoritar și un guvern minoritar întotdeauna e un guvern fragil. Mi-aș dori să țină cât mai mult guvernul actual de un guvern fragil. Există alianța cu comuniștii care oricum mai dau, nu cred că e un lucru benefic pentru România. Și oamenii așa cum e Iurie Lancă, care era un pro-european și un pro-România convins, are o propriului partid și Așa încât să te grijorat și mă gândesc că evident că îmi doresc ca la Chișinău și la Bălți, cele două mari orașe, să nu ne trezim cu primari proruși, fie de la Partidul Socialist, fie de la alte partide, pentru că atunci mesajul va fi un mesaj în sensul că de fapt drumul pro-european al Moldovei e reversibil. Uh, cred că e de datorie. Noi avem o relație politică directă și instituțională cu Partidul Democrat, condus de Marian Lupu și vom ajuta și am ajutat cu tot ce putem. Eu cred și îl voi sprijini întotdeauna pe Iurie Leancă pentru convingerile sale pro-europene, uh, dar cu siguranță orice primar din partidele pro-europene e un câștig pentru Moldova și pentru noi toți. Dacă ne trezim la Chișinău și la și la bălți cu primari pro-ruși, înseamnă că efortul de anul trecut l-am... O mare parte din, din, ce am obținut anul trecut am pierdut. Fostul președinte Traian Băsescu spunea că Bucureștiul nu s-a implicat suficient în formarea guvernului de la Chișinău și a greșit și că în consecință Moldova ar fi pierdută pentru UE. Dumneavoastră ce Nu, căreți? eu nu cred că este pierdută. Eu cred că în niciun caz nu trebuie să ne dăm bătuți și că trebuie să facem tot ce putem. Dar într-adevăr, așa cum vă spuneam, E o situație mai rea decât anul trecut. Și, într-adevăr, acum îmi pare rău că, ținând cont și de alegerile din România, nu am fost eu însu mai mult prezent acolo. Îi cunosc foarte bine pe toți liderii și pe domnul Gimpu și pe domnul Lupu și pe domnul Filat și pe toți ceilalți. Nu știu dacă prin prezența mea sau prin implicarea mea și fi putut să schimb ceva, fundamental, dar da, îmi reproșez acest lucru și de aceea am luat din nou, i-am luat din nou pe fiecare, m-am văzut, am vorbit și încerc să, să, sprijin fără a da indicații, fără a le spune eu ce să facă, știu ei foarte bine ce au de făcut, dar să-i sprijin, o îi voi sprijini, cum i-am sprijinit de fapt și până acum. Cu actualul premier, ce relație aveți? Repet, foarte bune. Ne sunăm la telefon, ne auzim pentru orice fel de problemă. Are o situație delicată, pentru că nu este un om politic, a venit cumva din afara uh, mișcării politice, are un guvern minoritar. Uh, deci, grea situație la cu Ai a cita sprijinul? Da, sigur, sigur că da. Realmente am, uh, am avut și eu câteva discuții foarte bune. E uh, un om tânăr, dar este greu să vii din afara politicii. Să conduci un guvern minoritar într-o situație atât de dificilă, nu, nu e ușor deloc și cu mare drag îl ajut cu tot ce pot. Și ultima ultimă chestiune, ați fost la Strasburg într-o vizită de lucru, ați vorbit despre aderarea la Schengen, în acest context ați solicitat explicit ridicarea MCV-ului? M am văzut la Strasburg atât cu președintele Parlamentului European, domnul Schulz, cât și cu președintele Comisiei Europene, domnul Juncker, și cu o parte dintre comisari, cu fiecare, sigur, având anumite teme, cu vicepreședintele Timmermans am discutat despre MCV pentru că este responsabilitatea sa și am spus foarte clar că ultimele rapoarte au fost pozitive, că MCV-ul a avut și o parte pozitivă pentru România și cu siguranță în acest moment chiar avem o justiție independentă. Nu știu ce să-i mai facem justiție, chiar e foarte independentă și nu, în niciun caz nu se mai pune problema să existe control politic nici din partea președintelui, nici a guvernului, nici al cuiva. Și că din punctul de vedere al meu, ca prim-ministru al României, eu cred că România trebuie să fie tratată la fel ca toate celelalte state membre. Se vorbise la un moment dat, sigur nu s-a mai avansat foarte mult, despre un sistem de monitorizare pentru toate țările europene. Lucru care mi s-ar părea corect. Adică, dacă e vreo problemă în România, în Ungaria, de exemplu, dau și eu un exemplu, sau în alte țări să fim toți tratați la fel. Ideea că România și Bulgaria stau tot timpul în anticameră e incorrectă și nu mai corespunde realității. Asta am spus și asta voi spune tot timpul și mă bucur că și președintele Iohannis gândește așa, pentru că problema României a fost întotdeauna nu de la Bruxelles, să știți, sau de la Strasbourg. Problema România a fost din România. Întotdeauna cineva din România venea și zicea să nu cumva să ridicați MCV-ul, să păstrați MCV-ul, ceea ce e total incorrect. Da, dar au fost niște momente în care uh, solicitările ale justiției au fost blocate în Parlament. Poate nici asta, situația asta nu face bine. Nu, Eu mi-am făcut datoria și mi-o fac de fiecare dată să explic la Bruxelles să nu se lasă păcăliți de propaganda din România. Și anume, orice parlamentar din România poate fi cercetat, anchetat, trimis în judecată, judecat, condamnat și încarcerat fără niciun fel de imunitate. De multe ori oamenii fac ochi mari pentru că dacă se iau după ce apare pe vreo știre sau ce le spune doamna Macovei și închipui cine știe ce. Și le spune fiecare. Nu, nu e adevărat. Rețineți, orice parlamentar din România. Singurul lucru pentru care se cere autorizarea uh, Parlamentului este partea de arestare preventivă. Din 29 de cereri în ultimul an, cred că 22 sau 23 au fost aprobate și 6 respinse. Uh, Poate că și faptul că la noi regula a devenit să arestăm preventiv, când ar trebui să fie o excepție, în toate țările civilizate este o excepție, poate că și asta trebuie să dea de gând. Dar nu are nicio legătură cu. Eu cred că e, de fapt, așa un, un joc de putere între uh, DNA și Parlament, cine e mai puternic și cred că au de pierdut și unii și alții din acest joc.